Am auzit și de câteva ori am fost întrebat și chiar mi s-a și spus direct despre cum este cu mesajul lui Ghidel, dacă este de la Dumnezeu sau nu, că au oarecare teamă unii oameni. Am cumpărat și eu zona Crăciunului mai multe de la prietenul nostru comun de la editură, așa, am cumpărat cărți de-a lui Marius și l-am făcut cadou. Ei au fost primite cu drag și cu interes de unii și de alții, vreau să spun că cu un nivel intelectual ridicat, da? Așa, cu rezerve și cu o oareșcare ironie. Unde este posibilitatea acestui om care are și doctorate și masterate, dar se înălța, Dumnezeu îi primește, bineînțeles că îi crește cu doctorate și cu masterate sus acolo, dar ei sunt condiționați. Cu ce sunt ei mai înălțați sufletește decât omul care vine de la plug și spune: ia uite izbăvirea, înfrânare, dăruire, răstrângere și așa mai departe. Pântecele ne nenorocește, vă spun din experiență proprie. De aici ni se trage. Nu poți să gândești și să te smerești dacă te încarci cu băutură și mâncare. Am fost mai curat în viața mea când după anul trecut, am avut 14 zile, 16 zile de restrângere și de înfrânare și gândurile mi erau mai bune și visele mai curate și mai frumoase și chiar cu anumite mesaje, fără smintare, și uite și așa mai departe. Și am, mai pot să spun un minut? Am notat zilele astea niște chestii. Zice Iisus Hristos, încă ceva, marea majoritate, zic eu așa, a preoților sunt de curățenie sufletească și oameni buni și credincioși, dar nu știu toți, ați văzut și dumneavoastră, că și într-o biserică unde vă duceți, numai anumiți preoți pot să vă dea exact ceea ce simțiți, cum v-ați dus acolo cu niște frământări și întrebări, și alții, fără să fie răi, nu ce să vă dea, n-au cum să vă ajute. În schimb, ei predică poate frumos de la altar, ei duc cuvântul Domnului în bisericii respective, că fiecare biserică are o altă viziune, dar în realitate puținora li s-a dat posibilitate să dea o parte pe cețile. Trebuie să recunoaștem cei care am fost prin biserici sau acasă am fost educați în sensul ăsta de părinții noștri, că, mă rog, eu, de exemplu, n-am primit nicăieri capacitatea de a da la o parte pecețile cum le-am primit de la Marius. Sunt recunoscător pentru că biserica în care eu am crescut ultimii 32 de ani m-a pregătit ca să primesc învățătura sub forma asta. Ei m-au ajutat ca să pot să înțeleg ceea ce trăim. Numai că este ceea ce trăim mulți dintre noi aici, în această minunată doamnă, ca și dumneavoastră toți, ne tot mărturisește ce trăiește dânsa Daniela în inima ei, în sufletul ei, dar fiecare trăim această... Degeaba înțelegem cu mintea dacă nu practicăm. Și dacă nu practicăm, trebuie în primul rând să ne rezolvăm problema pântecelui. Că dracul este și în preot, și în frate, și în soră, și pe ăsta trebuie să-l dăm la o parte. Cum? Numai prin înfrânare, și înfrânarea are capitole și capitole și nu poți să fii smerit. Dacă hai noroc, mai tragem o halbă, încă un șpriț și coniacul e bun, că e bun, da? Așa. Și un whisky, lăsai numai un whisky și dacă tragi în fiecare zi cât un whisky, lăsai o carafă de vin, te-ai dus așa, anume cu drag, unde? Dincolo. Tatăl nostru spune, Iisus Hristos spune așa, pe munte, cuvântarea de pe munte, nu cuvântarea de pe munte, acolo unde îl ispitește diavolul. Îi spune, o să-ți dau de toate și nu știu ce. Și care e răspunsul lui Iisus? Omul nu are nevoie numai de pâine ca să trăiască, ci poate să trăiască cu cuvântul lui Dumnezeu.